Va fi un match foarte greu pentru că echipa Botoșanu e o echipă foarte bună, că a demonstrat că pe teren joacă un fotbal plăcut și e un teren greu de a juca pentru că niciodată Craiova acolo a castigat. Dar meciul va fi un meci, zic eu, frumos, pentru că, repet, Botoșani e o echipă foarte bună, mi place mult. Acum întrebări din partea jurnaliștilor. Pentru prima dată de la reluare, jucăm după CFR. Este acesta un avantaj sau nu? Da, nu se știe în acest moment, pentru că presiunea e pe toată lumea, adică și pe noi și pe ei, că joacă cu FCSB, nu mă interesează mult acest aspect, pentru că oricum eu am văzut jucătorii că sunt în priză, sunt motivați și e normal că după, în cursul meciului, sunt emoțiile pentru fiecare echipă și asta e un aspect foarte important, că băieții intră pe teren să controleze emoțiile. Suntem fără victorie la Botoșani, avem un singur egal și acela în acest sezon. Este aceasta o presiune în plus? Nu e o presiune în plus. Asta sunt statisticile, cum am spus în urmă, că meciul e un meci greu. Repet, nu am castigat niciodată acolo. Și, dar, repet, fiecare meci are istoria lui, nu e un aspect important faptul că nu a mai castigat Craiova la Botoșani. Botoșaniu lasă impresia că este o echipă mai periculoasă în deplasare decât pe teren propriu. Este o echipă care îi plac spațiile, veți încerca să închide vinzile? Ba, nu știu, asta e un aspect tactic, că e normal că nu vorbesc în conferința de presă. E normal că pot spune că Botoșani e echipa bună, cu jucători de viteză, cu jucători și de gabarit, de forță. Și e normal că o echipa care joacă bine, are traseuri bine rodate și e normal că pentru noi ne va fi greu, dar din punct de vedere tattic vorbesc cu jucători, nu vorbesc în presă. Cum comentați declarațiile adversarilor, în special cele ale lui Dan Petrescu la adresa noastră? Nu comentez. În acest moment nu vreau să pierd energie mentală pentru a răspunde la un coleg al meu că eu stimez foarte mult și, sincer, nu mă interesează acest aspect, pentru că după e numai un pericol pentru noi, pentru mentalitatea noastră, dacă unul se gândește la ceea ce trebuie să răspundem la Dan. Eu repet, e un coleg, un antrenor foarte bun, a zis ceva, dar pentru mine mă interesează că jucătorii sunt în priză, motivați și vor ajunge la acest meci cu Botoșani bine pregătit. Aveți de gând să reconfigurați primul 11 pentru partida de duminică? Vom vedea. Asta, repet, eu am un lot foarte bun. De când am venit am spus acest lucru. Chiar că s-a văzut că au jucat foarte des anumite jucători, dar nu e pentru că nu am încredere în ceilalți. Acest lucru nu e adevărat. Eu, e normal că încerc să fac alegerile cele mai potrivite pentru un meci, dar cine a intrat în cursul acest mic campionat, spunem așa, a jucat foarte bine și m-a mulțumit. Și atunci am un grup, n-am niciun fel de problemă dacă lipsește un jucător sau un altul, pentru că va juca sigur cineva care vrea să dea și el un randament bun și să facem bine, pentru că suntem o echipă foarte unită în acest moment. Reușiți să aduceți prima victorie a științei pe terenul Botoșenel? Speram, noi ne dorim pe toți să castigăm acest match. E un match foarte, foarte important. Speram, noi mergem acolo motivați.
Titlul este ceva obsesiv pentru orice suporter voltean. Credeți că ne putem detașa în această etapă, având în vedere că CFR Cluj are meci cu FCSB? No, nu, nu crede și nu, repet, nu sunt un magician și nu dau nu știu, un răspuns la această întrebare, pentru că nu se știe ce se întâmplă seara asta, meciul FCSB Cluj, dar noi trebuie să ne focusăm su ce trebuie să facem pe teren, nu ne interesează. Noi depindem de noi în acest moment și asta e meritul băieții, cred eu că e meritat acest primul loc, dar stăm cu piciorul pe pământ, modeste și umili, cu umilință, și mergem acolo să încercăm să castigăm toate acele trei puncte. Sunt șanse mari să pierdem primul loc până la ora meciului de la Botoșani. Contează rezultatul din meciul FCSB CFR Cluj pentru moralul echipei? Nu ar trebui să conteze acest rezultat, pentru că, repet, seara asta joacă FCSB CFR, poate să castige CFR, dar noi ne interesează mine, pentru că dacă castigăm, suntem încă pe primul loc, repet, suntem la mana noastră și nu, asta nu ne trebuie să ne intereseze și nu ne trebuie să ne face rău dacă seara asta CFR va castiga cu FCSB. Nu ne interesează, e normal că noi vom juca după o zi și vedem ce se întâmplă la Botoșani. O victorie la Botoșani ar putea asigura un duel decisiv cu CFR Cluj în ultima etapă. Ținând cont de acest aspect, este acesta cel mai important meci de până acum? În acest moment e cel mai important, în acest moment, pentru că e primul meci care trebuie să jucăm cu Botoșani în aceste trei finale. Și e normal că nu e un meci decisiv, orice se întâmplă în București seara asta, în meciul dintre, repet, FCSB și CFR, și nici dacă orice rezultat va fi Botoșani-Craiova. Eu cred că meciul decisiv va fi ultimul cu CFR. Cum stau cu moralul jucătorii de rezervă? Stau cu moralul bun. Eu am văzut toată echipa că s-a antrenat foarte bine. Sunt mulțumit de ei, cum s-au comportat, disponibilitatea că au dat de când am venit. N-am niciun reproș de a face la adresa acestei jucători, pentru că ei m-au adus pe primul loc și cine și nu a jucat s-a comportat foarte bine și s-a comportat ca un profesionist. Asta e foarte, foarte important pentru un antrenor.